Slăvit să fie Domnul! Amen. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în seara aceasta în casa Lui și vă rog să vă ridicați în picioare și vă citi din Psalmul 65, versetele 5 și 6. În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. Psalmul 65 este un psalm de mulțumire. Versetele 5 și 6 ne îndeamnă să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ascultă rugăciunile și în fiecare zi sau cât de cât ne face minuni. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Când avem orice problemă, un necaz, suntem răciți sau ceva așa, Dumnezeu este Cel care ne va ajuta în orice situație, oriunde am fi. Și toate lucrurile sunt în mâna Lui. Chiar și munții stau în mâna Sa. De aceea aș vrea să punem cauzele, să le afișăm pe monitor. Și dacă sunt cauze în biserică, să le spunem cu voce tare. Dacă nu sunt, să intrăm în rugăciune. Amin.